cetăților, unde cavalerii cetăților Brașov, Râșnov, Bran, Făgăraș și Feldioara se vor întrece în vitejia inimii, puterea brațelor și iscusința mânuirii armelor cavalerești. Așadar, iată-i în fața domniilor voastre, aplauze rogu-vă pentru ei, că cei sunt cei care îți vor pune pielea în joc. Brașov! Făgăraș! Râșnov! Bran! Și Feldioara! Ultimul cu albastru. Cea din tâi proba acestui turnir este proba Sarazinului, probă în care cavalerul va trebui să gănoască năprasnic asupra acelei păpuși reprezentând un Sarazin, să-i lovească scutul cu lancia și să ajungă mai departe înainte ca biciul de luptă să-l poată lovi. Este o probă periculoasă, așa că aplauze și strigă-te, rogu-vă, pentru acești dragi cavaleri. Uite-te, mă! Nu-l lovească la din urmă, vă scolarez. Așa, ce vrei să-mi lovesc? Asta e la mine. Eu când se duce, cu putere și-l lovește în față. Cu care ce te țineți, cinstiți oaspeți, încurajați pe favoriții voștri. Spunea, însoțească vechea limba țării Bârsei. Cavalerul cetății Marienburg, cetatea de scaun a teutonilor, astăzi cetatea Feldioarei. Cea de-a doua probă este o probă în care se dovedește câtă precizie are un cavaler în șarja sa, în șarja cu lancia. Este o probă grea, trebuie să ia inelele în lancia, este o probă de mare finețe și de precizie. Aplauze pentru cavalerul cetății Brașov, Kronstadt! Cavalerul cetății Rosenau sau Râșnov în zilele noastre. Aplauze, rog-vă! Cavalerul cetății Făgărașului! Nu, v-au dat aia jos, așa. Poate să fie cavalerul cât te treab. Oricum, poate cădea în plasa înșelătoriei muierești. Ia, da, ia.
luat? L-ai luat. Aplauze pentru cavalerul CT Cipranului! Parcă că e culoarea aia mare. Cred că e culoarea aia mare. Iată-l că pornește! Cavalerul cetății Marienburg, Cavalerul cetății Kronstadt. Cavalerul cetății Rosenau. Autul l-a luat pe toate. Acum, stai, cum mai e? Da, pe ce parte sunt? Pe partea dinspre păzduie? L-a luat pe toate. Cavalerul cetății Făgărașului. Dar unde sunteți? La cum au unul ăla. La grebit. Următoarea probă va fi vânătoarea de bistreți. Cavalerii din zona calului vor trebui să arunce o suliță la o țintă fixă în așa fel încât să străpungă pielea groasă a bistrețului. O aruncare în forță, dar până atunci încă două treceri cu inelele. Urmează proba vânătorii de bistreți. Ia. În cetatea Făgărașului pare să bistreții nu mai sunt atât de mulți, căci vitejii împărătorii se antrenează mult la astfel de vânătoare. Hai pe aici. La cetatea Planului, în schimb, pare să că mai sunt bistreți. Cavalerul cetății Marienburg. Bate-l focul, mistreț, ce piele tare are. Cârsinta a fost curată ca lacrimă. Cavalerul cetății Kronstadt.
cavalerul cetății Rozăna. Cetatea Făgărașului. Târțburg, în teritoria Branului. Și din nou se avântă furtunosul cavaler al cetății Marienburg. Următoarea probă este cea a luptei călare. Să-i vedem pe cavalerii noștri cum se descurcă. Iată, este marele blestem pentru un cavaler. Să aibă vrăjmașul mai iute. Uite acolo, scusa. Fără milă, prea nobil cavaler. Să știe a tăia cât mai multe capete din coana năprasnică al calului. Ia să vedem câte capete vor pica la acest turnir cavaleresc. Două capete despărțite de trup, așa cum se cuvine. Celălalt a fost doar bine crăpat la țastă. Iată și cavalerul cetății Rozenau. Trei capete tăiate și unul julit. Trei capete tăiate de către cavalerul cetății Făgărașului. Să vedem acum dacă cetatea Pranului se lasă mai jos. Trei capete! Cavalerul cetății Marienburg. Mai un pic de loc. O dovadă de mare măiestrie și meșteșug în ale bănuirii spadei. Încă o dată, proba tăierii capetelor. Thank you.
Acești cavaleri. Ei sunt vitejii care vă reprezintă cetățile oriunde sunteți din altă parte. Ei reprezintă cetățile în care, fără de îndoială, ați vrea să trăiți. Se înfruntă cavalerul Marieburgului cu cavalerul de Rozenau. Nu avem încă nicio lanță ruptă. Ceruptă de cavalerul cetății Rozenau, pe scutul cavalerului de Kronstadt. Aplauze pentru acest cavaler, dar și pe acest focos bidubil de rămas. Iată cât de pricepuți sunt toți acești cavaleri la evita loviturile. Este foarte greu să-i liberești, drept pentru care lupta aceasta strâns între ei continuă și la acest nivel. Cavalerii din Bran și Făgăraș. Ce-ai văzut? Bran, numai cavalerii.